La nivelul județului Sălaj au fost stabilite 9 puncte de microfiltru pentru controlul traficului rutier, care au ca scop identificarea autoturismelor implicate în transportul de persoane care au votat de mai multe ori. Potrivit IPJ Sălaj, autoturismele care ridică suspiciuni de implicare în turismul electoral vor fi oprite în trafic, iar polițiștii rutieri vor verifica legalitatea transportului de persoane, actele conducătorului auto și ale mașinii, dar și scopul deplasării și existența documentelor de călătorie. De asemenea, datele vor fi introduse într-o aplicație creată special în acest scop.